Un bărbat în vârstă de 52 de ani, care avea permisul de conducere anulat, a gonit ieri cu un autoturism pe DJ101 pe raza comunei Filipești de Târg, atât de tare încât a pierdut controlul volanului într-o curbă. Autoturismul a lovit o conductă de gaz, după care s-a înfipt într-un gard și a rămas cu roțile în sus. Pentru că nu purta centura de siguranță, impactul violent l-a proiectat pe șofer la 10 de metri distanță. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului. Din primele verificări, reieșind faptul că un bărbat de 52 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ100, la un moment dat ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune cu gardul unui imobil. În urma impactului, bărbatul a fost declarat decedat. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat faptul că bărbatul figura cu dreptul de a conduce anulat, iar valabilitatea numerelor provizorii ale autovehiculului erau expirate. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.